Situația este șocantă în Mehedinți. De la ultima raportare au fost înregistrate alte 112 cazuri noi de îmbolnăvire cu COVID-19 și alți 3 oameni infectați au decedat. Este cel mai mare număr de cazuri înregistrat vreodată la nivelul județului. Record de îmbolnăviri în ultimele 24 de ore. Județul nostru a traversat o nouă zi în care datele legate de pandemie s-au situat la un nivel alarmant. De la ultima raportare, 112 mehedințeni au fost confirmați pozitiv cu SARS-CoV-2 și alte 3 persoane infectate au murit. Este doliu în tot mai multe familii. Situația epidemiologică din județul Mehedinți este următoarea. 1298 persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată de aceștia. 159 persoane se află internate, 638 persoane sunt izolate la domiciliu asimptomatice. În ultimele 24 de ore, în județul Mehedinți au fost înregistrate 112 cazuri noi de îmbolnăvire COVID-19 și 3 decese. Precizăm că rata incidenței cumulative COVID-19 la nivelul județului Mehedinți este de 2,89 la 1000 de locuitori. Odată cu numărul de cazuri, crește și rata de infectare atât la nivelul județului cât și în localități. În Mehedinți, rata incidenței cumulative este de 2,89, iar 21 de localități au depășit pragul de 1,5 la 1000 de locuitori. Cele mai afectate sunt Braniștea, prima localitate carantinată din județ cu 8,79, municipiul Drobeta Turnu Severin, care a depășit rata de 5 la 1000 de locuitori, și Orșova cu 3,78.